Printre altele, la început a fost cuvântul. Apoi a fost cuvântul scris și cartea. Desigur, scriitorul și-a aplicat sufletul și a încercat să-și pună, să imortalizeze, mai bine spus, pentru eternitate în carte tot ceea ce simte, tot ceea ce vede, poate cele mai profunde sentimente sunt scrise în cărți. De aceea voi începe cu câteva versuri. Bate ceasul, iarăși bate, și la fix, și la jumate, măsurând cu bucurie ani mulți de preoție. 42 în capăt, spun vecinii azi în treacăt. 42 mulți ani, cântă astăzi niște fani. Ceasul a bătut, mai bate, cărțile sunt neterminate și versurile continuă. Dragii mei, am citit astăzi și va fi în fața dumneavoastră cel care a pus suflet într-un volum de versuri, o carte intitulată Deschide cartea vecine. Sigur, este un sfat foarte bun în vremurile noastre tulburi, în care poate vom reuși să găsim în cărți foarte multe răspunsuri la întrebările noastre, dar mai mult decât atât, vom vedea semnificația cuvintelor. Lângă noi este Părintele Eugen Budău. Părinte, mă bucur foarte mult că sunteți astăzi alături de noi. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Obișnuim ca cel puțin la o lună de zile, dacă nu chiar mai devreme, să avem aici în studio un invitat din lumea literară. Dumneavoastră a scris această carte. Este singura carte sau aveți și alte lucrări publicate? Prima carte este Toată lumea cântă, unde am adunat poezii și cântece pentru copii, pentru cei mari. Chiar așa am intitulat-o, Toată lumea cântă, cântece și poezii pentru mari, pentru copii. E doar un pas de la versuri la muzică. Toată exact, lumea cântă, da. Este și titlul unui album pe care... Primul album, da. Cu care ați debutat, să spunem, în acest univers muzical mai apropiat de marele public. Un album muzical pe care noi ne gândim într-una din emisiunile viitoare să-l punem în... să-l repunem în valoare, pentru că albumul l-am lansat împreună în jurul anilor 2000. Da. Aici spune de o vârstă dumneavoastră, probabil de când a scris cartea, ați mai acumulat câțiva ani. Poezia este dedicată unui preot. Așa, din chiar Nicolae Bălcescu. Eu eram parof la Sfânta Cruce și părintele la Bălcescu, pentru sociu, Ioan, Dumnezeu să-l odihnească, m-a trecut de la cele veșnice, ne mai invita pe noi preoții din parohia Sfânta Cruce, eram acolo împreună cu preoții de la seminar și ne-a invitat la un aniversar și atunci m-am gândit să-i scriu o poezie. Obișnuiți să le scrieți versurile imediat ce aveți inspirația, vă notați indiferent unde ați fi? Da, notez, da. Am început să compun din anii de seminar și mi-am amintesc de o poezie pe care am compus-o unui coleg de-al meu, unui prieten, da. Am scris o poezie când am plinit anii, pe 13 mai împlinea anii, da, și am scris prima poezie, Să nu uiți. O am aici în această carte. Da, pe parcursul discuției noastre chiar o să vă rog să ne și citiți câteva versuri. E o poezie scurtă aceasta, da, Să nu chiar uiți. Chiar haideți să profităm de acest moment, dacă tot am vorbit despre ea. Să nu uiți că puteai să nu fii, că din praf și iubire sunt oamenii vii,
că lumea aceasta la fel ar fi fost chiar fără de tine și toate cu rost. Că fluier sau flaut la fel ar cânta și coarda chitarei la fel ar suna, că florile mai tot astfel ar fi, de pașii tăi astăzi pe aici n-ar păși, că cerul culoarea la fel ar avea, de ochii tăi astăzi nimic n-ar vedea, că viața, lumina, e darul de sus, revărsat prin cuvântul etern ce s-a spus, că Domnul ne învață de unde venim și punctul plecării și unde sosim, că anii se duc și vor ca să fie trăiți pentru Domnul cu dor de vecie. Da, foarte frumoase versuri. Observ că întotdeauna în versurile sau în marea majoritate a cazurilor versurile arată și credință către Dumnezeu. Cum s-a legat credința dumneavoastră și meseria pe care o aveți, dacă putem spune așa, sunteți un slujitor al Domnului, cu versurile? E clar că viața religioasă are o mare influență asupra versurilor pe care le-am compus. Am crescut într-o familie plină de credință, obișnuiam să merg la biserică zilnic și clar că această viață religioasă m-a influențat. Mereu m-am întrebat despre viața mea, de unde vin, pentru ce exist. Am căutat un sens pentru viața mea și mereu aceste gânduri au fost prezente în sufletul meu și clar că atunci când mă apucam să scriu versuri, viața religioasă influența acest lucru. Ați publicat în diverse reviste, ziare. Spuneți-ne, pentru că am observat că întotdeauna dacă ceva este specific de această dată omului care scrie, al scriitorului Eugen Budău, al omului care prezintă cotidianul, da? Al omului care marchează anumite momente, am văzut că v-ați străduit să punctați de fiecare dată fiecare eveniment. Eu știu, Boboteaza, Învierea Domnului, toate evenimentele din care sunt sărbători pentru noi toți. Și dați-ne detalii, pentru că întrebarea mea, sigur, ați prins nuanța pe care vreau să subliniez aici. Pe când eram paroc, e clar că eu umblam la sfințirea caselor, să vizitez familiile și la final făceam niște concluzii pentru sfințirea caselor în biserică, după Sfânta Liturghie, nu? Și prezentam aceste concluzii în versuri. Lumea aștepta foarte mult această concluzie în versuri. Participau foarte mulți la acea liturghie unde eu prezentam ceea ce am întâlnit prin familie, dar așa frumos, vorbind despre viața oamenilor din familie. Și în această carte sunt multe concluzii la sfințirea caselor. De asemenea, sunt... A fost aproape în fiecare an sau chiar în fiecare începând an? Începând din parohia Vizante. Am fost paroc în Vizantea, în Vrancea, și acolo am început să prezint câteva concluzii la sfințirea caselor. N-am fost chiar în fiecare an acolo, dar după aceea, fiind paroc la Sfânta Cruce Bacău, în fiecare an făceam concluzii în versuri, pentru că lumea aștepta acest lucru, am observat, și atunci mă ocupam să prezint concluziile în versuri. Și sunt aici o mulțime de versuri de felul acesta. Apoi sunt urările pe care le făceam credincioșilor la început de an, tot în versuri. Da. Sunt convins că Ienoria și de la Sfânta Cruce vă duc dorul. Acum ați mai trecut. Acum unde aveți activitatea? Acum sunt la parohia din centru Bacău, pentru că eu mă ocup cu formarea cântăreților bisericești în toată dieceza și am acolo cursuri de orgă sâmbăta, iar în celelalte zile alerg prin diferite parohii ca să formez cântăreți bisericești, unde găsesc elevi care vor să învețe cântatul la orgă. Am urmărit cu atenție avantajul tehnologiei moderne, chiar și transmis în direct, duminica, nu? Da, unele care... predici sunt transmise. Ce predicele le scrieți dumneavoastră, le concepeți de fiecare dată? Da. Am văzut că ați luat chiar subiecte din
ceea ce se întâmplă în jurul nostru și am observat că le aveți la zi, cum se spune, ceea ce ați considerat că e un subiect mai important, de larg interes pentru public, le-ați prezentat. Da. Sincer, vă spun, am urmărit câteva din aceste predici și am rămas impresionat de bogăția cuvintelor, de explicarea foarte clară a unor aspecte din viața oamenilor, modul cum ei interacționează, cum sau chiar cum ar trebui să se comporte în zilele noastre. Aveți colaborări și cu reviste, publicații religioase? Da, în dieceză este revista Lumina Creștinului și uneori mai trimit câte un articol la această revistă, Lumina Creștinului. Apropo de predicile pe care le fac în biserică, îmi place într-adevăr să pornesc de la actualitate, să iau pe oameni de la televizor și să-i aduc cu mintea în biserică. Pornesc de la ceva ce am auzit o știri la televizor și atunci lumea este atentă așa la predică. Îmi place acest lucru, să fiu în actualitate. Aceste predici doar le-ați înregistrat oare sau le păstrați și sub formă de manuscris? Doar câteva idei îmi punctez înainte așa în cameră și schițez ceva, după aceea în biserică dezvolt acele idei. Cred că ar fi interesant pentru cei care vor găsi cărțile dumneavoastră și ceea ce ați publicat până acum, ar fi interesant, cred că, integralitatea lor. Dacă aveți înregistrările, ar fi predicile bine. Predicile sunt filmate. Noi avem în biserică pe cineva care filmează liturghiile, se transmit în direct. Și eu prefer să-mi dea predica, doar predica pe un stick și apoi le pun pe Facebook. Dar știți că totuși hârtia rămâne ca un martor. Dacă e bine. Poate e doar parcurs, o sugestie literară, parcurs, să spunem așa. Da, pe parcurs, care e legată și de religie. Haideți să le povestim telespectatorilor noștri mai multe lucruri despre dumneavoastră. Deci, despre modul cum vedeți viața așa cum este ea, dar și credința în versuri. Care credeți că este cel mai important lucru la un om care își aștene gândurile pe hârtie? E clar că cel care scrie trebuie să transmită un mesaj către cei care citesc versuri sau ceva în proză, nu? Pentru mine, ca preot, e important să le transmit un mesaj religios, să introduc pe oameni în domeniul religios. Să întrebe fiecare care este sensul vieții, pentru ce trăiesc pe acest pământ, unde trebuie să ajung, cum aș putea să fiu fericit. Nu? Eu mă adresez în versuri și copiilor, și tinerilor, și celor adulți. Spre exemplu, pentru copii. Am o poezie, ce a fost oare mai întâi? A fost oul sau găina? Am aceste versuri, da? Le-am notat undeva în când asta le-am scrise, dar le pot spune, cred că mi-amintesc așa. Dintr-un ou cu coajă fină, încălzit de o găină, a ieșit în primăvară puiul galben ca de ceară. Uită-te, copil, cu minte, hai, privește, ia aminte și te rog frumos să-mi spui ce-a fost oare mai întâi. A fost oul sau găina? Ce întrebare, batovina! O găină cred că a fost, sper că nu e răspunsul prost. Dar găina a crescut, a fost mică la început. A ieșit cu puf gălbui dintr-un ou ca orice pui. A, să știi, nu m-am gândit, nu-i răspunsul potrivit. A fost oul așadar, cel din tâi în cuibar. Dar oul e în cuib lăsat când se duce la oat, o găină îndrăsneață care e deja în viață. Iată-mă, sunt încurcat. Cum o fi adevărat? Nu-i găina, oul nu-i. Cine a fost atunci întâi? Da, foarte bună chestiunea asta să pleci de la geneză, da? Să pleci de la început. Aveți ce trebuie să le spun eu telespectatorilor noștri, sigur că nu e o noutate, foarte multă lume vă cunoaște, dar pentru cei care poate urmăresc în acest moment această înregistrare, e faptul că Părintele Budău a pus versurile sau pe muzică, nu? Sau muzica a îmbogățit-o cu aceste frumoase poezii. Desigur, ele erau scrise înainte de a
pune și notele muzicale, pentru că am văzut că aici în carte, la început, sunt niște partituri. Da, mai încoace, da. Am deci, și, da. Sunt însoțite cu... de partituri și vreau să-mi spuneți cum primesc tinerii, copiii în general, pentru că dumneavoastră aveți o aplicare deosebită pentru cei mici să învețe să cânte la chitară, să cânte la orgă muzică religioasă, da, și așa, da, mai departe, da, dar da, și melodiile pe care le aveți și care o să avem o emisiune plină probabil data viitoare când vom povesti despre cele peste 10 albume pe care părintele le-a scos de-a lungul anilor. Sigur, aici a fost și contribuția orchestratorului, da, și a altor orchestratori, nu numai a mea, pentru că trebuie să spunem că am făcut o echipă împreună încă din anul, cred că era 99-2000. 95-96, mi-amintesc că atunci a plecat corul Liceului Catolic în Italia și eu am rămas pentru înregistrare. Da, deci mult, da, un pic mai, da, devreme, da. Da. A zburat timpul, părinte. Da. A zburat timpul, dar iată că dumneavoastră, da, ați, da, reușit de fiecare dată să, da, marcați acești ani, da, perioade cu câte un cântec, câte, da, o poezie, da, o carte, da, și așa mai departe. Bun. Mi-a plăcut despre să, copii. Da, mi-a plăcut să cânt la chitară, am învățat din anii de seminar, apoi ca preot am cântat mult la chitară, am compus cântece, fiind paroc la Vizantea, în Vrancea, am compus cântece pentru copii, acolo, mi-am amintesc de un cântec, 1, 2, 3, marș și mititei, 1, 2, 3, mergem sus la tei, la aer curat, dincolo de sat. Învățam pe copii să cânte la chitară, ieșeam cu ei la plimbare, la pădure, sau mergeam cu ei în vizită la bolnavi, înainte de Paști, sau după Paști, mergeam cu copiii să vizităm bolnavii și luam chitara și cântam bolnavilor vizitându-i și se bucurau pentru această vizită. Copiii de aici, din județul Bacău, nu știu, am mergeat undeva prin, pe lângă poduri, în zona asta, pe unde făceați pregătire cu tinerii, cu, la muzică. La muzică, da, la Lilieci am la fost, Lilieci. Da, la Lilieci, o perioadă, acolo am învățat niște copii să cânte la orgă, aceea și în alte parohii, la Pustiana, la Coman, la Florești, la Gheorghe Doja, am multe parohii pe unde am trecut și am învățat foarte mulți copii. Ați remarcat la... interes al copiilor pentru acest domeniu? Da, și chiar am întâlnit talente deosebite. Un elev din Bucuș venea la Lilieci duminica, venea cu orga, că aveam acolo o slujbă și mai ajutam și copiii să învețe, da, la orga. Noi nu o să-i nominalizăm aici, că, da, sunt mulți și, da, da, nu cumva, da, știți, copiii sunt foarte sensibili, da, la chestiunile astea, nu o să le dăm, da, numele, dar, da, ei vor ști, da, despre, da, cine vorbiți. Da, exact. Mai copii... intrat la școala de artă din Bacău și este foarte bun la, la muzică, are 10 pe linie, este bun. Da, da. Sunt lucruri ca, comune pe care și am lucrat o perioadă cu foarte mulți copii, desigur în altă zonă, în zona muzicii de spectacol, de festival, dar sunt convins că din acești copii pe care i-ați pregătit dumneavoastră sunt și cei care vor îmbrățișa cariera muzicală, dovadă că, iată, da, sunt, da, admiși la liceul de muzică. Mi-a spus unul că vrea să meargă să studieze orga la Cluj, dar termină aici liceul în Bacău și după aceea merge la Cluj pentru orgă clasică. A spus că, părinte, eu vreau să trăiesc din muzică și în timpul liber să cânt în biserică. Ați făcut niște stagii de pregătire în străinătate, în Germania, pe unde ați mai fost în ultimii 10 ani? În Germania obișnuiesc să merg în concediu, în concediu, în luna august, țin locul unui paroc acolo, în dieceza de Pasa. În Italia am fost 3 ani Italia. De zile pentru a studia un pic de muzică, canto, la un institut de orientare muzicală în Aosta și am ajutat și câteva parochii, stând acolo 3 ani de zile. După ce am fost rechemat în țară pentru ca să mă ocup de cântăreții bisericești. Care sunt planurile dumneavoastră de viitor în ceea ce privește activitatea publicistică și chiar și muzicală, dacă spunem asta, mai ales că aveți un album nou,
nu știu, mai țin minte ce titlu era. Albumul pentru cel mai recent. Da. Da, Frumusețea Cerului. Frumusețea Cerului, da. Da. Este ultimul album, da, unde am adunat ultimele compoziții pe care le-am scris. E clar că atunci când vine muza, mă așez și mai scriu, mai compun câte un cântec, am organ în cameră și dacă vine o inspirație imediat, încep. Deci și un al doilea instrument, primul a fost chitara. Da. Și la orgă, da. Am studiat un pic de pian în Italia, nu știu de aceea, preasfințitul mi-a încredințat această muncă în dieceză să formez cântăreți bisericești. Care e foarte importantă, pentru că altfel vin mesajele însoțite de note muzicale. Am observat că în foarte multe zone religioase domeniul ăsta muzical vine ca un și este din vechime, da, muzica religioasă. Biserică întotdeauna se cântă cu orga și dă solemnitate unei celebrări. De aceea noi căutăm să formăm elevi în acest domeniu, să știe să cânte la orgă. Da. Cum credeți că trebuie să fie un... sau care este misiunea unui scriitor? Se gândește aici, mă întreb cum vedeți dumneavoastră acest aspect. Atunci când scrieți, aveți sentimentul că lăsați un mesaj pentru eternitate, pentru cei care vor veni după dumneavoastră? Sigur că am acest gând în minte atunci când mă apuc de scris. Scriu pentru credincioși, pentru viața lor sufletească, să găsească un sprijin, un suport pentru viața lor religioasă atunci când citesc versurile mele. Și e o influență, într-un sens bun, pentru că noi urmărim să ajungem la fericire, nu? Și aceste versuri ne duc spre așa ceva, să-L găsim pe Dumnezeu, să-L descoperim pe Dumnezeu și să găsim bucuria vieții. Trebuie să vă spun că am remarcat, cred că unul din... sunt două aspecte aici. O să vorbesc despre albumul de Paște, A treia zi, unde aveți, cred că majoritatea textelor sunt făcute de dumneavoastră, că pentru că astăzi vom vorbi mai mult despre zona aceasta a scrisului. Cred că este cel mai important album din punct de vedere al mesajului religios. Cum vedeți dumneavoastră, dacă rememorați câteva titluri din acest album, din A treia zi? Și dați-ne câteva titluri de acolo, da? Să cânte azi întreg poporul, mai sunt și alte. Bine, nu sunt toate ale mele, sunt câteva pe acel album. Mă refeream la texte, că aveți și muzică, dar oricum majoritatea sunt scrise sau adaptate de dumneavoastră. Da, aceasta e ziua cea sfântă, este un cântec foarte frumos. Sună clopotele, da? Iarăși un cântec deosebit de frumos de Paști. Da? Sunt mai multe care... Era un text la început acolo cu Alfa și Omega, vi-l mai aduceți în este un text liturgic cu care am început noi... Puteți să ne le spuneți acum? Așa. Începutul atunci, și... Da. În noaptea de Paști, când este sfințit focul, când este binecuvântat, preotul spune câteva cuvinte despre Iisus Hristos, care este începutul și sfârșitul, Alfa și Omega, da? El este Dumnezeu care a creat toate, da? Și așa am început noi albumul cu aceste texte liturgice, după care am intrat cu cântecul Sună clopotele, Time. Da. E clar că... textele religioase, clasice, pe care le descoperim cu toții și le găsim, v-au influențat în mod profund și am văzut rezonanța lor în cât de mult vă influențează acestea. Am mai vorbit mai devreme, dar cât credeți așa că, știți, creatorul, de foarte mult creatorul, când vorbesc de scriitor de data aceasta, da. Are la un moment dat inspirație, dar cred că vine undeva din cultura generală și cultura religioasă pe care o are, da? Cât credeți că v-a influențat? În ce măsură? Nu revin întâmplător la acest aspect, pentru că
Cred că dumneavoastră chiar credeți în ceea ce spuneți acolo și simțiți, se vede da. Trăirea pe care o aveți. Într-adevăr, este din trăirea mea religioasă, ceea ce am compus, ceea ce am simțit. Da? Mereu m-am raportat la trăirile mele, pentru că atunci versurile sunt frumoase când pornesc dintr-o sinceritate, din ceea ce trăiești. Și asta am dorit eu să scriu pe hârtie ceea ce am trăit, ce am simțit. Da, ce credeți dumneavoastră că am putea noi sublinia asta despre scriitorul de data aceasta, omul care scrie, da? Pentru că dumneavoastră sunteți preot, sunteți cunoscut în județul Bacău, dar sunt aceste două lucruri diferite sau lucrează împreună? Preotul, scriitorul, artistul până la urmă, pentru că dumneavoastră cântați și o să ajung și la chestiunea următoare pe care o să vă spun după ce îmi dați un răspuns. Cum credeți că se împacă aceste trei lucruri? Cum vă repartizați activitatea pentru ca fiecare din acestea să fie îndeplinite bine? Da. Toate m-au ajutat în munca mea pastorală. Versurile, cântatul. Se leagă între ele, să spunem așa? Se leagă foarte mult între ele, da. Așa. De exemplu, când prezentam concluziile la Sfințirea Caselor, biserica era mai plină atunci. Veneau mai mulți credincioși la biserică, știind că prezint în versuri ceva din parohie, din familie, cum i-am găsit pe credincioși, nu? Și așteptau cu sufletul la gură să vedem ce spune părintele de data aceasta, nu? Deci v-ați dat seama că ei doreau să fiți în actualitate. Da, spre deosebire de... Da. Pentru dumneavoastră sunteți preot catolic, da? Da. Romano-catolic, da, așa? Romano-catolic, față de cei ortodoși care sunt un pic mai ancorați în un pic mai static, mai pragmatici, dar nu așa, cred că mai conservatori chiar, da, pot spune așa. Da. Biserica Catolică, am observat, și pentru mine a fost o revelație lucrând împreună cu mulți ani în urmă la cele frumoase albume. Am descoperit un alt fel de a prezenta lucrurile. Cred că e o biserică mult mai modernă, mult mai deschisă. Da, un pic mai deschisă față de oameni, față de lume. Faptul că eu am cântat cu chitara în biserică după liturghie. Era ceva nou. Era poate o noutate, dar lumea a acceptat cu multă ușurință acest lucru. Chiar și în Germania, când mergeam în luna august, da? Cineva mi-aducea chitara imediat. Părinte, trebuie să ne cântați în biserică cu chitara. Și le cântam în limba germană. Da. Am dus și o casetă prima dată acolo pentru credincioși. Da, toată lumea cântă. Câte limbi stăpâniți? Bun, vorbesc în limba italiană, în limba germană, un pic de franceză, mai înțeleg engleză. Deci vă descurcați destul de bine. Ați citit și sau citiți și nu neapărat cărți traduse și în limba germană, de exemplu? Citesc în limba germană, în limba italiană, când mă pregătesc pentru predici, chiar mai găsesc surse de inspirație din texte nemțești, din limba italiană. Obișnuiesc să folosesc, da, zilnic citesc în altă limbă. Da. Sunt lucruri foarte, foarte, foarte importante de spus despre părintele Eugen Budău, dar sigur că așa astăzi parcă simt eu că nu mi-ajunge o emisiune să vorbim despre cel care scrie, pentru că vrând nevrând tot timpul ne ducem și la muzică, ne ducem și la religie. Haideți să mai citiți-ne câteva versuri sau mai spuneți câteva idei. Da, spre exemplu, am scris o poezie pentru cei care vin la spovadă, dar de fapt nu-și mărturisesc păcatele. Mai mult se laudă că au făcut lucruri bune. N-am păcătuit, n-am făcut. Și am scris o poezie care se cheamă La spovadă. Iată. De părinți am ascultat, seara eu m-am închinat. La biserică am fost, am ținut ziua de post. N-am sărit pe la vecini să fur mere din grădini, nu am fost lăudăros, niciodată mofturos. De certat nu m-am certat, la vorbire nu spurcat, filme rele n-am privit, cărți murdare n-am citit, pe săraci n-am asuprit, sunt în toate om cinstit. Nu blestem, vorbesc chiar blând, nu mă vezi la muncă stând, niciodată n-am mințit, pe colegi n-am chinuit,
Nu sunt printre bătăuși, nu forțez la alte uși. Nici prin gând nu mi-a trecut să ucid pe cel născut. L-am iubit pe Dumnezeu și la bine și la greu. Pe părinți i-am ajutat când erau bolnavi la pat. N-am vorbit de rău dușmanii, pe țigări eu nu dau banii. Nu mă vezi la băutură, la bufet, la cotitură. N-am oftat în suferință, am ținut la mea credință. Bancuri rele n-am făcut, de-a fost cazul am tăcut. Porecliri nu folosesc, nu suport ca să jignesc. Cumpătat am fost în toate când serveam dintre bucate. Lacom eu nu pot să fiu, sunt curat de când mă știu. N-am dansat în postul mare, n-am ajuns la disperare. Datorii nu fac vreodată și simbria o dau toată. În nevastă n-am lovit, totdeauna i-am zâmbit. De păcate m-am spălat, n-am ascuns niciun păcat. Da, versurile de remarcat că sunt pe înțelesul tuturor. Nu ați dorit să fiți foarte sofisticată, da, doriți să vorbiți pe limbajul oamenilor obișnuiți. Ați căutat, credeți că este important ca un scriitor să meargă cu mesajul foarte clar către cel care citește sau cel care ascultă? Da, trebuie să se apropie de fiecare om. De omul simplu să înțeleagă ceea ce vrei să-i spui. Asta e important, nu? Omul să cunoască ce vrei tu să-i spui. Da. Sigur, aici vă ajută și avantajul a ceea ce faceți fiecare zi, în fiecare săptămână împreună cu oamenii. O să revin un pic totuși la cei cărora vă adresați. Este adresată versificația, este cartea, de exemplu, aceasta doar unei categorii de vârstă sau ea are un target mai larg? Tuturor credincioșilor, și celor mici și celor mari, pentru toți am scris. Ați căutat? Înțelesul tuturor, da. Ați căutat să aveți pentru fiecare categorie de vârstă câte un mesaj de spus? Da. Pentru toți oameni și cei care se află uneori în suferință, spre exemplu, am o poezie scrisă pentru o familie care a pierdut o copilă, o tânără, a murit într-un accident de mașină, mergând probabil spre Piatra Neamț, nu mai știu exact, și am scris, ea era la școala de artă, cânta la vioară, și am scris o poezie care se cheamă O orchestră sus în cer. Și am să o citesc. Da, poate o găsiți. Da, da. Dumnezeu privind de sus, pe pământ a căutat un talent pentru cântat în orchestra lui Isus. Tânăra cea talentată pentru marele concert, stabilit ca lucru cert, era grabnic așteptată. Îngerii din cer coboară să găsească pe moment căutatul instrument, o violă sau vioară. Sus, pe brațe către stele, ei purtară peste nori tânăra găsită în zori, pregătită cu mărgele. Locul este pregătit, partitura este gata, vom cânta astăzi sonata, Alexandra a venit. Dincolo, în veșnicie, sună totul prea frumos, e concertul lui Hristos, e concert de bucurie. Da, am văzut că fiecare lucru care vă impresionează se regăsește într-o poezie și asta înseamnă o sursă de inspirație continuă pentru dumneavoastră. Ce exemple de poezii ne-ați mai putea da din diverse lucruri? Poate sunt și cele pe care noi nu le-am subliniat astăzi. Spre exemplu, m-am gândit la credincioșii care au plecat prin străinătate, nu? La viața lor de acolo, ce simt ei, cum trăiesc. Și am scris o poezie care se cheamă Un strigăt din Torino. Pentru mulți credincioși care au plecat. În Torino există o comunitate foarte importantă. Acolo mers primii credincioși din parohia mea, mea de la Sfânta Cruce. Și rudele mele tot în Torino. Da. Și gândindu-mă la ei, am scris această poezie, Un strigăt din Torino. Un strigăt, Românie, un strigăt de departe. Suntem în pribegie și viața ne desparte. Ni țara prea săracă și pâine nu-i pe masă, atâtea griji ne atacă pentru a pleca de acasă. Lăsăm o ciocârlie și doruri peste zare, nu știm ce o să fie, plecăm la drumul mare. Bătând la porți întreacăt, după amar de vreme, ni se deschide lacăt străinii să ne cheme. Intrăm slujind bătrânii, nepoții lor în fașă, plimbăm pe stradă câinii, povara-i uriașă. La noi în buzunare rozarul e avere.
Când n-avem alinare, în el găsim putere. Și ziua celebrării, duminica, ni-i sfântă. Nu vrem să dăm uitării ce ne binecuvântă. Să depășim impasuri cu inima discretă, ne ducem spre lăcașuri, spre giulgiul din casetă. Ne cheamă sfinți din ziduri să umplem catedrale, să nu rămânem singuri, că ar fi mai rău pe cale. Păstrăm în noi trăirea credinței neschimbate și poate nimenirea să o ducem mai departe. La suflete sărace le ducem bogăția și apoi ne vom întoarce cu toată bucuria. Dar despre misionari, câteva le-ați prins, chiar dacă nu trebuie neapărat să le citim aici. Da. Ați avut chiar prieteni, colegi de seminar sau... Da, da. Un coleg care a plecat misionar în Africa, în Kenya, și atunci am compus chiar un cântec, Goodbye, îmi pare rău că pleci, Goodbye, aștept să te întorci, nu? A stat o vreme în Kenya și apoi a revenit în țară, s-a îmbolnăvit acolo, a avut probleme de sănătate, altfel ar mai fi stat. Da, e o zonă de risc acolo, mai... Deci e un cântec, noi l-am și înregistrat acest cântec. Da, un text foarte frumos, telespectatorii noștri vor vedea cu o plăcută surprindere, cred eu, cât de ce înseamnă prietenia, ce înseamnă colegialitatea, ce înseamnă respectul față de cei cu care am colaborat, cu care am trăit împreună, cu care am lucrat, prieteni sau din branșa noastră. Mi-am adus aminte tot, mă gândeam ce am vrut să vă întreb mai devreme, în muzică ați venit cu texte noi, da, pe hituri celebre. Hai să vorbim un pic despre Vangelis, da? Da. Despre păstorul singuratic și oaia rătăcită. Și oaia, am completat, da, în sfera religioasă. Și oaia rătăcită, sigur, da, pentru că sunt multe oi rătăcite acum. Care a fost imboldul pentru a veni cu melodii celebre, melodii foarte cunoscute și apreciate? Mi-au plăcut foarte mult așa diferite melodii și atunci m-am gândit, n-ar fi bine să pun un text, și am introdus în sfera religioasă anumite melodii. Clar că nu se cântă în biserică aceste cântece, eu știu, de Vangelis și alte, da? Dar pentru ascultat, da? În acasă sau în mașină, sunt potrivite, zic eu. Eu am găsit acest demers al dumneavoastră ca un act de curaj în acest... în această zonă ultramodernă, putem spune așa, dar poate muzica lui Vangelis exprimă mai mult decât notele. Observați că el merge un pic mai sus, mai spre ceruri. Mesajul lui, sunt artiști care reușesc să transmită mesaje religioase fără a spune un cuvânt, ci doar a cânta instrumental, și probabil acest lucru va influențat un pic în... O muzică care aduce multă liniște sufletească. Da? Când am dus prima dată în Germania o casetă, așa, da? Era în limba română, chiar prima casetă, toată lumea cântă, și am oferit-o cuiva și a ascultat-o și la câteva zile mi spune, părinte, eu nu înțeleg textul, dar este o muzică liniștită. O pun înainte de culcare, mă liniștește și asculta. Tocmai de aceea ați venit cu acel album în limba... În limba germană. Cum se chema albumul? Herr, du bist mein Leben. Doamne, tu ești viața mea. Da. Da. Integral în limba germană a fost acel album, la care aveți și versiunea în limba română. Da. Da. Hai să povestim un pic, am observat că totuși în viața dumneavoastră mama a avut un rol foarte important, pentru că ea se regăsește în mai multe versuri și chiar exemplificată pentru copiii neascultători sau chiar adulți neascultători care nu mai știu ce înseamnă acest sentiment sau care uită că mama este cel mai important lucru din viața lor. Da. Aveți acea celebră melodie care... Hai, ține seama că plânge, că mama, plânge, da, mama. Este primul cântec pe care l-am înregistrat noi, da, la Bacău, da. M-am gândit la cei copii care pleacă în străinătate și chiar uită de părinți. Unii dintre ei, nu sunt mulți care uită, dar unii sunt care
nu mai dau un telefon, nu mai scriu o scrisoare și atunci m-am gândit să scriu o poezie, apoi o melodie pentru așa ceva. Și într-adevăr a ieșit această cântare, Hai ține seama că plânge mama. Iată că trăim vremurile în care vor să vină acasă să-și vadă părinții, poate pe unii nu-i mai găsesc. Da. Poate este foarte greu să ajungă acasă. Încă o dată, sigur, nota noastră a emisiunii este de optimism, de speranță, dar cred că trebuie să avem grijă și noi de părinți atunci când avem posibilitatea, cât sunt încă în viață. Și dacă am vorbit de mama, să vorbim și despre Horgești un pic, despre localitatea natală. Locul de Horgești, județul Bacău. Da, am născut în 1958, 6 decembrie, în Horgești. Sunt al șaselea fiu din cei 7, da? 5 băieți, 2 fete. Și copilăria acolo mi-am petrecut-o, la Horgești. M-am legat foarte mult de Cum descrieți localitatea? Cum era la vremea respectivă? Am o poezie care se cheamă Satul meu și aș putea să chiar mă întrebam că da. Nu există o poezie cu satul în da. Și eram aproape convins că aveți această poezie. Satul meu cel mult iubit, unde am copilărit, singur tu pe hartă ești sat cu numele Horgești. Pe la tine când revin în Lăcaș să mă închin, un fior adevărat mă străbate neîncetat. Oricât de departe am mers, ai rămas un semn neșters. N-am cuvinte ca să spun tot ce simt pe al tău drum. Drept să spun, am regretat când din tine am plecat. Glasuri multe în ecou tot strigau, vino din nou. A strigat pârâul un ropot, a strigat bătând un clopot. Nu uita nici când să vii la izvor de bucurii. Satul meu, din tine sunt o fărâmă de pământ. O fărâmă de prin vale, de prin dealurile tale. Lasă-mă să-ți spun mereu în fața lui Dumnezeu că tot ceea ce mi-ai dat este sfânt, este curat. Vă este dor de Horgești? Mi-este dor și am mai scris o poezie despre satul. Așa, biserica din sat. Atunci când a fost reconstruită noua biserică, cea veche a fost distrusă și bucăți de tencuială au fost răspândite pe ulițele din sat. Mergând acasă, am călcat pe acele bucăți de tencuială și mi-a venit o idee ca să scriu o poezie. Drept să spun, îmi vine greu să accept în gândul meu că biserica din sat oamenii au dărâmat. Drumurile vechi de lut peste tot s-au refăcut cu bucăți din zidul sfânt așezate pe pământ. Sfinții care au strălucit în tăceri s-au umilit, s-au desprins din tencuieli după noi o rânduieli. Îngerii văzură sus către seară la apus, dispărând din locul lor sfinții din altar și cor. Sfântul Gheorghe sau Ioan, sfinții vechi de pe tavan, Dominic și Augustin au lăsat lăcaș divin. Fața le-am recunoscut când pe drumuri i-am văzut. Unii m-au privit de jos cu iubirea lui Hristos, însă m-au și dojenit că prea rar am revenit în biserica din sat unde ieri m-am închinat. Foarte frumoase versuri. E clar că scriitorii au acest reflex de a-și aduce aminte tot timpul, mă refer la cei valoroși, că sunt și încercări literare. Toată lumea acum, știți, cântă, toată lumea scrie, toată lumea face de toate, dar adevăratele valori rămân în cărți și aici cititorul poate să decidă dacă ceea ce e mesajul pe care îl trimite un scriitor este bun sau rău. Ideea este că dumneavoastră aveți experiență în acest domeniu și dovadă că foarte multe publicații v-au dat mai departe către public ceea ce a scris și acesta este un lucru foarte mult. Ce poate fi mai reper mai important decât atunci când o publicație, un ziar, o revistă, preia de la scriitor și dă mai departe. Aceasta este ca un certificat de garanție, iar dumneavoastră aveți așa un teac mare de asemenea lucrări. Și ce este mai frumos decât să scrii despre satul tău natal și despre familie, despre cum ai copilărit acolo? Sunt convins că sunt și o să
rog telespectatorii să caute această carte, Deschide cartea vecine. E bine să o înmânați și bibliotecilor această carte, nu doar în librării, pentru ca ea să ajungă mai ușor la cei care, pe care am cărora le-am stârnit curiozitatea, pentru că în domeniul muzical deja sunteți foarte cunoscut pe internet. Și aici cred că ați dat semnale și frânturi din creația dumneavoastră. Ce credeți, pentru că emisiunea noastră este la final, ce credeți că mai doriți să completați despre activitatea literară, despre omul Eugen Budău, despre preotul Eugen Budău? Îmi place să activez în acest domeniu, da? Să compun, să scriu versuri, să cânt la chitară, să cânt la orgă, să învăț pe alții, da, și la orgă și la chitară, și am această posibilitate. Dumnezeu mi-a dat această șansă ca să ajut pe unii să învețe la orgă și chitară. Și prin această modalitate eu cred că îi conduc pe oameni spre Dumnezeu, pentru că acesta este scopul preotului, da, să îi conducă pe oameni spre Dumnezeu, spre mântuire, să găsească bucuria vieții. Iată ce concluzie mai bună am putea noi să tragem acum la final. Este evident că totul pleacă de la cuvânt, așa cum spuneam la început, pleacă din aceste cărți, pentru că probabil că muzica părintelui Eugen Budău ar fi fost un pic mai săracă dacă nu ar fi fost și versurile. Iată, ați completat, ați făcut o paletă largă, se leagă foarte bine textul de la care am pornit astăzi cu muzica pe care o dăruiți mai departe generațiilor de care vă ocupați. Părinte, noi vă mulțumim foarte mult pentru că ați avut amabilitatea să fiți alături de noi, alături de telespectatorii noștri care nu urmăresc doar politică sau alte chestiuni și chiar sunt oameni și asta văd, pentru că acum internetul este deschis și putem comunica mai ușor cu telespectatorii. Sunt oameni care într-adevăr iubesc literatura, iubesc scriitorii care sigur vin aici în studioul nostru și își prezintă lucrările. Dar despre părintele Eugen Budău, dragii mei, veți mai auzi foarte multe lucruri. Ați auzit până acum, ați văzut și videoclipurile pe care le-a prezentat și fiindcă vin și sărbătorile pascale, e bine să și îl sfătuim pe părintele Budău să caute în arhivă să publice acele videoclipuri care sigur au fost înregistrate la posibilitățile tehnice din anii trecuți, pentru că această sărbătoare, și chiar o să vă rog pe final să dați un mesaj pentru cei care urmăresc emisiunea noastră în legătură cu sărbătorile pascale. Vă doresc tuturor, iubiți credincioși, să aveți parte de sărbători pascale pline de bucurie. Și acum, fiindcă acest virus se cam răspândește în lume, eu vă doresc să aveți sănătate, să nu ajungă virusul la dumneavoastră, să vă găsească sănătoși în sărbătorile pascale. Dragii mei, nu uitați, cartea este foarte importantă, indiferent cum evoluează tehnologia, dacă veți citi o carte, veți fi mai bogați atât spiritual cât și cultural. Sunt Eugen Ungureanu, până data viitoare vă spun tuturor la revedere, mulțumim și să ne revedem sănătoși. Mulțumesc. Cu mult drag. La revedere!